Ora 16, sunt Ioana Constantin. Bine v-am regăsit la Politica Zilei. Vă mulțumim că sunteți pe B1 TV. Astăzi OMV a anunțat într-o conferință de presă online, nu fizică, unde se poate participa și presa, că nu va plăti această taxă de solidaritate, pentru că din datele lor contabile nu depășesc acel procent de 75%. Directoarea financiară Alina Popa, însă, de la OMV Petrom, a spus că dacă ANAF-ul sau alte instituții ale statului vor găsi aceste cifre diferite și vor decide că OMV trebuie să plătească, OMV va plăti. OMV care are profituri de 3 ori mai mari decât anul trecut și cu toate astea ei spun am avut venituri mai mici din vânzările în benzinării. Încercăm să înțelegem mai bine ce se va întâmpla cu această taxă de solidaritate, pentru că o informație din presa kazahă vine destul de interesantă. Șeful Gazmunai Gaz a fost în România, a vizitat benzinăriile Rompetrol și, așa cum reiese din presa lor, ar fi avut discuții și cu oficialii români cu privire la aceeași taxă de solidaritate. PSD-ul insistă cu taxa de 1% și somează PNL-ul printr-un comunicat de presă să spună dacă este sau nu este de acord cu această taxă, având în vedere că totuși liberalii susțin impozitarea OMV, de exemplu. Bun, și ne uităm și la marele scandal legat de Romarm și Pițurcă, pentru că aflăm din datele procurorilor că șeful Romarm a solicitat în numele statului român un avion Ucrainei cu care să aducă măștile din China și vorbim de măștile care au legătură cu firma privată. Ne uităm și la ce se întâmplă în dosarul Tate, pentru că e o întreagă rețea și să vedem cine o apără în mod exact. Și vreau să vă spun că vom trata cu mare atenție astăzi și violențele extreme care se întâmplă în școlile din România, pentru că pare că nimeni nu ia atitudine, nimănui nu-i pasă, iar copiii României sunt umiliți, sunt bătuți, sunt puși să meargă în genunchi înapoi în clasă sau băgați cu capul în toaletă de colegilor de clasă, fără să existe repercursiuni. Acestea, dar și multe subiecte astăzi la Politica Zilei, vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. În platou alături de mine, Cristina Prună, deputatul USR, mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! De asemenea, prin legătură telefonică directă, Gheorghe Pecingină, deputat PNL, mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Senatorul Marius Humelnicu de la PSD, mulțumesc, domnule Humelnicu! Mulțumesc, bună ziua! Și pentru începutul acestei ore îl salut și pe Florin Câțu, senator PNL, fost premier al României. Bun găsit, domnule Câțu! Bună ziua! Domnule Câțu, vreau să discutăm despre această taxă de 1%, pentru că am citit ieri o reacție pe Facebook la dumneavoastră în care spuneți că taxa de 1% pe care o propune PSD-ul nu este altceva decât proiectul de suflet al lui Liviu Dragnea, pe care PSD-ul de astăzi îl continuă și că va însemna asta o sufocare a mediului de afaceri. România mergea mai bine, spuneți dumneavoastră, atunci când nu existau toate taxele și suprataxele pe care le vrea PSD, vă rog. Da, nu este un secret că Liviu Dragnea a încercat din primul moment să introducă această taxă de solidaritate. Programele de guvernare ale PSD sunt publice, puteți să vă uitați acolo, peste tot erau puse acestea. Diferența e că eu cred că mi-aduc aminte că Liviu Dragnea a încercat 0,8%, e puțin mai lacom acel ciolacu, vrea 1% din cifră de afaceri. Iar în ceea ce privește impactul politicilor PSD-iste din ultimul an, vedem în economie. În 2021 economia creștea cu 5,9%, în 2022 încă nu avem datele finale. Hai să zicem 4%, dar estimările pentru 2023 sunt de 2,8%. Oricine poate să vadă, să fie specialist, să vezi că economia nu merge în direcția bună. 5,9%, 4%, 2,8% arată că economia încetinește. Iar dacă mă uiți și la alte semne din economie, la inflație, la dobânzi, la deficite, la ce doriți noastră, împrumuturi, toate arată așa cum arată temperatura unui corp. Nu? Când ai o infecție, ai temperatură mare, economia transmite că ceva nu e în regulă. Și acel ceva care s-a întâmplat a fost PSD, care a venit și a introdus taxe, prețuri plafonate, supraaccize, etc., etc. Asta este diferența între cele două pe care așa le văd eu. Adică nu trebuie să fii specialist să vezi că de la 5,9 la 2,8, economia încetinește, nu mai crește. Că dacă era bine așa, după aceea nu mai luptam să avem creștere economică mare, ne luptam să avem creștere economică mică, sau dacă inflația mare era bună, ne luptam să avem creștere inflație mare, dobânzi mari, etc., etc. Florin, că-ți o întrebare, de ce insistă totuși PSD-ul dacă economic, discutând, există toate aceste argumente că nu este o măsură bună și corectă pentru mediul de afaceri, atunci de ce insistă PSD-ul atât de mult cu această taxă? Bine, aici nu știu, cred că este un calcul politic, nu știu care. De ce insistă PSD-ul? Dar insistă din 2017. Eu țin minte la un moment dat că
era Tudose, cred că premier, a spus că nu este o taxă bună. Așa după e. Ce a introdus TVA defalcat și alte taxe pe care nu le-a scos în 2019. Acum văd că revine acest proiect. Nu ne-am seama dacă acesta este obiectivul final sau altul. La noi în BPN, înțeleg de un prim vicepreședinte care vă vedea impozit progresiv. S-ar putea să fie doar o discuție inițială ca să poți să ajungi la impozit progresiv. Nu-mi dau seama care e strategia PSD, dar ca liberal, ca om de dreapta, am arătat că atunci când scoatem taxele introduse de PSD în perioada 2017-2019, economia a crescut, au fost venituri mai mari la buget. Am publicat și astăzi, dacă vreți să vă uitați, despre veniturile la buget anul trecut cu taxe mai mari, cu impozite, cu inflație de 20% generalizată, veniturile din TVA ca procent de PIB mai mici, veniturile din accize ca procent de PIB mai mici, veniturile din totale sunt aproape ca cele de anul trecut, adică nu se vede nimic și totuși se merge în direcția asta. Bun, vom vedea dacă până la urmă vor păstra sau nu programul de guvernare. Mulțumesc foarte mult!